E clickbait, este. E clickbait. De ce clickbait? Oh. Clickbait. Clickbait, mă, e clickbait. Uite pentru ce am intrat eu, pentru clickbait, mă, pentru clickbait. Da, este clickbait. Ei bine, salutare la toți, iar eu astăzi aș vrea să-mi exprim opinia mea proprie și personală despre acest mirific clickbait. Așa o scurtă definiție, gen ca profi la școală. Haideți, ultimul punct, că terminăm acum. Cei care nu știu ce este clickbait, e chestia aia. Să mor, tu, mă. Bine, mă, bravo! Thumbnail-ul, care înseamnă că e poza aia pe care tu o vezi când eu postez un videoclip sau, mă rog, oricine altcineva, tu dai click pe ea, zice că îți plac porcii mistreți, da? Iar eu s-a întâmplat așa ca printr-o minune să pun un porc mistreț într-un thumbnail. Iar tu, pentru că ai fiind tare și să-ți ocupi porcii mistreți, dai click pe videoclip. Și pentru că tu chiar iubești porcii mistreți, stai până la finalul episodului. Băi, și nu vezi un porc mistreț, mă? Băi, și te supăr, mă. Și după dai dislike și mi-e toată familia în comentarii acolo pe YouTube. Ăsta e clickbait. Bine, mă rog, ăsta a fost doar un exemplu. Da, mă, și la mulți așa, cred că în România cel mai tare, că în afară n-am văzut să pun accent așa mult pe clickbait-ul ăsta. În schimb, la noi, frate, bă, tu ești prost. Bă, tu ești nebun, ai făcut clickbait. Bă, nu, dislike, mă, du-te mult. Nu, dislike. Pa, 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 dislike. Și da, frate, mie mi se pare o porcărie total. Tu ca YouTuber, stai, de fapt, eu nu sunt YouTuber. Ăștia cu marile sume de abonați sau orice, mă rog, YouTuber, când faci un clip, preferă să știi, mă, că o să aibă, un feedback bun. Știi, mă, că o să aibă vizualizări, mă. Pentru că la noi ești categorizat după vizualizări. Ceea ce e o mare porcărie. Sau după abonați. Ceea ce e o mare porcărie. Bă, frate, eu personal n-am nicio problemă cu asta. Te cred, frate, clickbait-ul mare chestie. E normal, frate. Zicem că stai 3 ori la un clip. Bă, e normal să pui acolo o fată care așa, ca să mai intre mai mult. Pentru că altfel nu poți să întărâți omul. Oamenii ăștia-i prind mai greu, mă, ăștia cu... Ăștia sunt rar, mă, la noi. Sunt foarte rar. Vă zic eu ceva acum. Oamenii ăștia se numesc oameni, frate. Nu mai ziceți, păstrați așa pentru sufletul vostru, da? Bine, și sunt câțiva care, dacă nu au o fată acolo în colț cu niște cadouri foarte mari, nu dau click pe videoclip. Bine. A, nu dai click pe videoclip. Bă, ce-ți fac acum, mă? Fii atent ce thumbnail fac eu acum, mă. Și face thumbnail cu fata asta și sunt câteva comentarii foarte retardate. Oh my god! Clickbait! Clickbait! Dislike, futut morții, uite, dislike. Și da, toată lumea revoltată mai nou că Ilie ăsta face clickbait și nu se poate. Își pierde public. Gata, Ilie, nu. Ilie caută fiecare titlu să fie așa clickbait. Că el când pune un titlu se duce pe site ăsta de clickbait, mă. Păi și intră acolo pe clickbait.com. Bag un titlu normal de genul Ana are portocale. Și după ce e gata procesul de clickbait, îți dă titlu de genul Șoc! Oh my god! Ana și portocalele ei mari. Vezi ce a făcut Ana și marile ei portocale? Intră acum! Șoc! Ana și portocalele ei frumoase. De ce își ține Ana portocalele la vedere? Mă rog, ați prins ideea cu portocale. Da, mă, și nu știu de ce vă mulți o problemă în asta. Nu mă interesează, sincer. Nu știu care-i treaba lor cu el sau el. E normal să vrei să ai mai multe vizualizări. Fă clipa cât în cape, pentru mine nu e nicio problemă. Dau exemplu pe Ilie acum, că gen unii ar crede că Ilie ar filma un daily vlog și s-ar întâlni pe stradă cu un... Salut, sunt Ilie. Salut, Ilie. Vrei să-mi dai un pumn în ochi ca eu să pot să fac thumbnail cu clickbait? Da, sigur, de ce nu? O, mulțumie, să și primit, o să-ți dau Coca-Cola cândva. Nu e așa, crede-mă. Mă, o chestie, mă, comentariile astea cu clickbait. Băi, fătu-ți morții, mate, mă. Bă, potolește-te, dracu, mă. Da, fă tu, mă, asta, fă tu și fă tu clickbait și nu zic nimic. Dar nu spune de alții că fac clickbait. Băi, e atât de plictisitor că, doamne, să vezi comentarii cu clickbait. Băi, mâncam-i-ați clickbait-ul, mă. Băi, deci nu mai suport, frate, e plictisitor rău. Mă rog, cam asta e părerea mea despre clickbait, mi se pare o porcărie. Nu clickbait-ul, oamenii care comentează despre clickbait, vă spun cu mâna pe inimă, oricare vedeți asta și faceți clickbait sau vreți să faceți. Oameni buni, faceți cât în cape, da? Cât în cape. Fiecare are dreptul să se promoveze și trebuie să te promovezi cumva, mai ales când vrei să crești o comunitate sau când ai deja una și vrei mai mult. N-am nicio problemă cu asta, nu știu de ce se impacientează unii așa. Nu, e clipa, face clipa, nu, mă, băi, ai văzut, băi, ai văzut. Băi, de ce îmi strigi, mă, asta, mă? Bă, tu ai văzut ce thumbnail-ul făcut Shelly, mă? Bă, ești nebun acum. Mă dezabonez, nu. Clickbait! Ia-l de pe mine, clickbait! Așa că atunci când dai click pe un videoclip și îți dai tu seama că e clickbait, încearcă să-l analizezi, încearcă să te uiți peste edit, încearcă să te uiți despre ce e vorba și să nu arunci un comentariu prost și tâmpit și cretin și idiot și degeaba. Doar ca să mai vină câțiva să dea thumbs up, să ai și tu 15 thumbs up-uri la comment. Doar ca să vină și alții să dea un thumbs up acolo, să ai și tu 15 thumbs up-uri, bă, la comentariul ăla, ești nebun. Mai arunci un dislike așa că nu, nici cu dislike-urile n-am nicio problemă, dă dislike cât vrei.
poți. Cât poți să duci, mă? Bă, spamează butonul ăla dislike până nu mai poți, băi, nebun la cap. Nu am nicio problemă. Abia după, frate, dacă vezi că editul chiar e muncit și chiar așa, chiar că stiuți peste cadre, peste cut-uri, peste jump cut-uri, peste videoclip în sine și vezi dacă merită. Iar dacă nu poți nici asta, mâncame clickbait-ul. Lua-mi clickbait-ul să-mi-l iei. Da, țaș cu clickbait-ul pe fa. Lua-mi clickbait-ul la joc să-mi iei. Da, mă, cam acesta a fost videoclipul. Îmi pare rău că postez așa ciudat și nașpa și da. Eu sper să încep să postez cât mai des. Mă rog, o să vină vacanța de Crăciun. Poate o să mai am timp acolo. Acum a fost mini vacanța asta, dar am avut chiar deloc timp. Am avut câte două antrenamente, am un campionat, dar mă rog, poate mai filmez mâine și vorbesc mai așa în detaliu despre asta. Până mâine sau până data viitoare. Aveți grijă de voi. Și am o rugăminte. Te-a rugat Olguța să-i dea 120.000 să-ți ia un pachet de țigări, că ți-i dea mâine. Pa, bă. Văd stele verzi, cum tu le vezi acolo între farfurii ascultătoare și omuleții verzi. N-am autoraz, dar de ce nu mă crezi? Uite-mi face semn cu mâna, frate, trebuie să mă salvezi. Spike partul vios, vrei să încetezi? Uită lumea ciudat, doar când încearcă să dansezi. Nu poți să te distrezi, dă-i afară. Morții urțile să plece, voi să dispară. Ei, bună, nici nu te-am văzut pe aici, ce faci? Și bine, eu nu contează cum te cheamă, că-mi place.